Noi vom povesti bancuri și anecdote aduse și traduse de prin toate țările lumii. Avem bancuri bune, dar avem și de cele nebune. Avem o rugăminte la dumneavoastră. Alungați copiii care încă n-au 16 ani și babile și moșnezii care au mai mult de 60. Vă dorim audiție plăcută. Ascultați și vă hleziți cu noi. Un mujic povestește. Merge prin păduri un arici cu pușca în schinare. Daltul întreabă: asta și e anecdot de râs? Nu, zato despre război. Vine o femeie acasă și se laudă lui bărbatul cu un prieten a ei. Bărbatul i-a cumpărat ștrampi și țietăcică pentru păr. Ei, aici stă să uit la dânsa și că las că mâine să cumpăr și eu. Adăugă să duce mujicul în magazin și spune la vânzătoare: dați-mi o pereche de galgoși cu setușcă pentru păr. Da, vânzătoare să uit la dânsa și că poate pantalonaș cu cutiuță pentru ouă, nu vrei? Un mujic povestește. Merge prin păduri un arici cu pușca în schinare. Daltul întreabă: asta și e anecdot de râs? Nu, zato despre război. Vine moșmeagul la babă și zice: fa babă, ce vrei? Fa, tu știi de ce găina n-are țâț? De ce? Pentru că coșul n-are mâine. Se suie Ciucea în taxi. Îi spune lui așa la până unde să-l ducă. Taxistul îi spune că 200 de lei. Merge, ajunge, se dă jos de mașină și dă numai 100. Dar taxistul se uită: dar de ce numai 100? Și că, dar păi, stoi mărză. Vine moșneagul la babă și zice: auzi, fa babă, și băi, fa să-ți spun un anecdot poi. Ei, hai spune. Mai scurt, zboară doi crocodili, unul verde, dar unul Africa. Și unul la altul îi spune: auzi, cât costă un kilogram de cheroane prăjite? Așa, la ce, care holodilnică, tu vezi că eu nu fumează. Se duce un pățan la iaz, se scalde, se uite el prin prejur, nu-i nimeni, leabdă șcheloțe, sare cu capul în apă, se scaldă. Când își aruncă ochii pe mal, lângă hainele lui, șede o padrugă frumoasă și citea o carte. El se șușește, se învârtește pe apă, se dă cu capul sub apă, găsește la fundă o castrule veche, ruginită. O pune el, să nu-i se vadă bogăția, și șeciorul iese de apă. Bună ziua! Bună ziua! Dar ce citiți? Filosofia. Aaa, dacă citiți filosofia, ia-mi spuneți, despre ce eu mă gândesc? Tu te gândești că castrula e cu fund, dar e ruginită și n-are fund. Țiganul fișor îl întreabă pe țiganul, pe tatu: tatăi, dar unde te duci? Mă duc la magazin. Dar ce vrei să cumperi? Mă duc să-mi cumpăr o cămieșă. Auzi, tătăi, dacă vânzătoarea nu te vede, să-mi cumperi și ei una. Merge trolebusul, se oprește la oprire. Șoferul se uita pe oglindă cum o babă fuge din urmă la 15 metri, cum fuge în cedișor baba la fugă, să ajungă repede, repede, mai schis și jos. Dar șoferul șede, dar șede cu degetul pe cnopcă. Se uită pe oglindă, nu mai ajunge baba la ușă, dă suie dutru, dar șoferul închide ușa și pornește trolebus, că nu a dovedit baba. Când s-a început a alătura toate țările din Uniunea Sovietică, ei, s-a început scandalurile, limba, alfabet, ei, și moldovenii îmblau și ei cu ce, 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 de ce, domnule. Mai scurt s-aproche unul la o bocică de bere și spune vânzătorul: dați-mi, vă rog, o halbă de bere. Da, unul de alături, că domnule, ce sunteți român? Ahule! Tot cam prin timp și ala, mergeam un trolebus, piscări la trolebus înăuntru, se pregăteau doi rusofoni să iasă. Unul vrea să întrebe, pe civilizată: auziți, dumneavoastră, la următoarea cabaret? Da, Island îi spune, că nu am să dau drumul prima tale. Vine o femeie la altă femeie și o întreabă: fa, cum v-ai făcut fa să lepi de băut toată fa? Anio, va, Doamne ferește, mai chilește. Dar cum? L-am pândit, l-am îmbătat,
L-am pândit că nu a adormit și l-am luat și l-am închis într-un sacriu, i-am bătut chiroanele și l-am dus în fundul bieșii. El când s-a trezit, răcânea, striga, valeleu, și eu i-am spus că eu sunt un sfânt și l-am făcut să juri că mai mult nu mai bei. Și el v-a promis și din ziua aceea că i-am dat drumul din sacriu, nu pune gura deloc. Se duce asta acasă, cumpără un sacriu, așa își face, îl pândește pe ei, îl îmbate, alea și-l închide în sacriu, îl duce în fundul bieșului, îi bate chiroanele, șede lângă dâns. Așa l-ar vine în șire, se măcoșește, se întoarce, se șește, își dă seama că el e cam în sacriu, se apucă de strigat, drăcnit, băi, ajutor, țăriți, băi! Da asta, șiraj, băi, șiraj! Dar tu șire ești, șirez. Eu sunt Maica Domnului, dar și eu sunt pe lumea șelantă, da. Da, auzi, dar nu știi pe unde-ți vin de jimpișa. Vine pățanul de la școală, tațu, îi zice, ia nadă, pățane, zelnicul, să mă uit eu, ce nu te ai tu? Deschide zelnicul, să uit tațu, numai doi. Ce-i cu tine, bă, ce-i prin ei doi? Dacă eu nu știe mea că exerciții ala, bă, de câte ori ți-am spus să-și bate așa, bate cu degetul în șcap? De câte ori ți-am spus să-i că ești tupoi, ești tupoi? Tata, eu te nu știu cine bate. Lasă că mă duc eu singur să dau drumul. Iese любовнику din dormitor, după ce i-a făcut lui padrugă treaba, dă să iasă la viceu, când nimerește nas-a-nas cu bărbatul. Bună seara, bună seara, domnule. Dumneavoastră știți, soția dumneavoastră a musara a fost răși ca niciodată. Da, ești când era jii, tot nu era cerbinte. Dintr-un zooparc a fugit o zebră. Ești, îmblaie pe dealuri, a văzut-o mai scurt niște oameni, și-a prins-o și-a dus-o într-un sat la o fermă. O închis-o și-o hrăneau acolo, o găteau să le mulțească. Și-a de zebră o zi, două, s-a săturat săraca să mai stăi, să mai mănânci fân, nu știe pentru și cine e pe fața pământului. S-a aprochiat de mai multe animale și le întreba, auziți, mă scuzați, dar spuneți-ne, vă rog, cum să fiu mai de folos pentru societate? S-aprochi găina, că-i cum? Ia că eu sunt de folos, eu scot ouă, lumea mănâncă ouă, le punem pâine, fac pască. S-aprochi zebra de-o scroafă. Spuneți-ne, vă rog, doamnă scroafă, cum să fiu de folos pentru societate? Scroafa grohăind îi spune, dacă vezi chiar că eu îmblu cu jerul și fă-ți niște purceluși, mititei, să și friptură, dăm capcioncă la piață, la magazin. Dar într-un colț acolo își dă un buhai așa, tinerel, zdravă, s-a uitat la dânsa, rugumaș, nu ce-i nică. Ia să aproche de buhai. Spuneți-ne, vă rog, domnule buhai, cum să fiu de folos pentru societate? Buhai așa se uită la dânsa și că... Apoi ia părânjită și ești, leapă-te-te leașca și am ușa să-ți arăt. Vine moșneagul la babă și-i zici, auzi, faileană, ce vrei, băi? Să spun o gâșitoare. Hai spune. Când îl vâri, îi mare și vârtos, când îl scoți, îi moale și bălos. Și-i? Ei, băi, moșneag, prost ești tu. Ești cu părul sur și cu mintea-n fund. Dar ce va, și că nu-i cu prostii, la ce te-ai gândit tu stiață în frunte. Dar ce, băi, hai spune. Și-i? Piepilni? Cum piepilni? Abia că așa, când îl pui la murat, îi mare și vârtos, dar când îl scoți, îi moale și bălos. Vine Vovca la școală, la treia lecție, intră în clasă, învățătoarea îl întreabă. Vovca, de ce azi ai întârziat la școală? O muri bunielul. Dar de ce a murit bunielul tu? Din cleitură. Dar și s-a încleiat limba de fundul gâtului și-o pățit. Nu, i s-a încleiat capul de tigaia lui Măca. Într-o libus multă lume, o domnișoară stătea așa mai într-o parte, dar doi băieți din urmă, doi flăcăi, o zădărâu. Băi, și e boș mare are fata asta, băi. E, dar țâțele smititele. E, dar fioră nu, și e boș mare are, doamne, băi. E, dar țâțele smititele.
El se întoarce. Idioților, n-aveți soveste, nu vei rușine la obraz. Dar doilea, dar eu știu cum să faci că și țățele mari. Dar cum? Ani dăm jos și o să povestesc. Stau ei jos și fata îl întreabă. Cum e, cum să fac, că sunt și șcheptul mare. Cum? Să-l ștergi cu hârtie de viceu. Eee, îmi plăci tu cu mișiunile. Ia că mă asculti pe mine, da, ia că ascultă. Tu când te duci la viceu, cu ce te ștergi fundul? Cu hârtie. Apoi că ieși ștergi și țâțele cu hârtie și azi crească fix ca bușile tale. Merge unul bat pe drum, se duce acasă și se gânde. Băi, îți bat. A mea ar să mă chelfănească, ar să mă iei la suduit. Doamne ferește, ce să-mi fac. Dar eu mă duc în secior la cuhni, îmi iau o carte și mă apuc de citit. Și e nasă idee în cap. Așa aș face. Ajunge acasă, intră în cuhni, în secior, își iau o carte și citește. Femeia să intră. Idiotule, iar ai crăpat! Iar ai crăpat, rămâne, țar de cap să-ți rămâi! Ceva, și de unde știi că eu am crăpat? Și nu vezi că eu, ca un om așa, citesc o carte. Și asta e carte la tine, băi! Ești închid de ciumadanul ăsta și marș la culcare, toată muia! Vine o fetiță la piața de păsări, la pticică. Merge pe rânduri, se uită la păsărele, la peștișori. Când se uită un mășneac, într-o coropcuță vinde niște iepurași mititei. Ui, și iepurași frumușei mititei! Dar cât costă? 25 de lei, 1. Da, și-al cu piete roșii? Tot 25. Da, ești cu piete negri? Tot 25. Da, ți-l nip și-al cu piete roșii. Da, moșneagul îi zice, da, poate și-al cu piete negri? Ii, da, mă tare știi, lui Baicala neu-i tot una de care pietea să aibă. Într-o unitate militară vine o comisie. Tăt, să gătesc, vopsi eu, dă de-o cu vară. Copășei, curățenii, ideală, ca în armată, mai scurt. Între ministru, cu vă doi colonii, vă trei generali, s-au uitat, i-au analizat, prin toate roțele. Da, bravo vouă, curățenia ideală. Cu comandantul de brigadă să-i anunțăm o mulțumire. Dar comandantul așa s-a proiecte și cauziți, asta tăt, starșina caldare, el l-a făcut. Dar cine este starșina caldare? Ei, un starșina vechi, mai scurt, face treabă, el la noi e cel mai bun lucrător, dați-i dăm lui eu, vă premii de 100 de lei. Ia chemați la mine. Vine starșina, se prezinte. Domnule ministru, plutonier major caldare, m-am prezentat la ordinul dumneavoastră. Bravo, domnule plutonier major, din partea noastră, 100 de lei premiu. Vă mulțumesc. Ei, mai scurt, despornească când se uită starșinaua la ministru de schiet primul bomb de la cămeș. Domnule ministru, dar de ce încălcăm ținuta? Ministru a holbat niște ochi. De ce dumneavoastră primul bomb de la cămeș nu e închis? Ia închideți-l urgent. Aici se uită tăți unul la altul, nu înțeles nică. Ministru sute la comandir brigadă, cu ochii spărieți. Comandir brigadă s-a proiectit și că domnule ministru, încheieți mă răb de bumbu ca treia oară nu repetă-ți. Baba cu moșneagul avea un fișor, unicul, și vreau eu îi să pui la cale să-l însoare. Baba îi zice, măi drag mami mai, adă măi vânireasă, că noi suntem bătrâni, dar să ne ajute la gospodărie, să vedem și mintea ai și... Bun, mamăi! Aduci prima ziua nireasă, așa doarme până la 12, o puturoasă, nu făcea nică, nu mă adornie, o lua și-o alungată. A doua zi aduce alta. Așa e tot, iubesc să băiască buzele, să stăi, să cheptine. O alungă mai scurt și pe asta, nu le place moșnezilor. A treia zi aduce pe alta. Așa e odornit, s-o sculat dimineață cu noaptea în cap, s-o sculat. O măturat pe o gradă, o făcut și ea, o făcut și ea. Când se uită, trebuie dat păreții cu var. Caut var, găsește, caut pierii, nu găsește. Se duce și pândește baba cum dornie și ieși și taie gâța, își face o pierii și o dat tăți copaci cu var, păreții cu var. Când scoală baba, nu-i gâța. Și cu dânsă, bă, asta e harnică. Piște o zi, scoală, tot cu noaptea în cap,
Fiară nu știu, vreau să dai cu crască, nu știu și... Îi taie barba moșneagului, își face un trăsățel și-o apuca să dăie de rezii cu crască. Mai scurt, scoală moșneagul, când se uită, s-o apuca de plâns, o crescut toată viața barba, când colo, doar s-a nebună, i-o tăiat barba, să dăie de rezii cu crască. A treia zi, baba a fugit de acasă, să nu-i mai taie ceva, s-o dus și-o făcut drum. Asta scoală și îmblă pe o gradă. Când vine baba acasă, se uită moșneagul de în copac la poartă și îți dă de jos. Și cu tine, măi nebunule, dar și cu mine, taci mai încet, când ora asta nebună, vreau să fac plășite și nu găsești ouă ușitori. La noi, la școală, pe Vasilică, teț-teța stimează, pentru că el la noi învață de karatist. El e karatist mare și puternic. Și peste vreo 2-3 zile, Vasilica nostru a luat 2 cioare în bot, dar niște băieți care nu știu eu că el e karatist. Într-un moșneag la doctor, tu șe de prăpădere, o tu să mă gărească, tu mai sărea inima din chert. Doctorul nu dovede să-l întrebe nică, să uită la dânsul și că moșule, tu să mă tale, nici deloc nu-mi place. Moșneagul s-a mai liniștit o leagă după ce au tușit și că auzi, mine, nu mă interesează, îți place, nu-ți place, prinește-o așa cum vrei, că de alta n-am o-ți. Să duci un mujic la doctor și să începe a jălui. Domnule doctor, ce să fac? De la sexul ăsta cu femeile, pe asta ia nanin câte o boală, a doilea, a treilea oară. Doctorul s-a uit la dânsul și că... Apu, dragul meu, dar mă mui moda dacă știi, mă tale, să faci sex cu prezervativele. De el așa să uiți părieți. Cum, numai cu prezervativele? Dar cu femeile cine să fac sex? Merg 2 proști pe malul mării. Unul îi spun la doilea. Dar eu am găsit $10. Maladeț, dar deși le-ai zvârlit, aia sunt falșive. Dar de unde știi? Apune văzutul dolar de 10 cu 2 de 0. Într-o seară, un tractorist vine bat cu tractorul de pe deal și-a luat-o pe de-a drept prin pădure și când colo o dat cu tractorul într-o mlaștină, o găzuit el cât o găzuit și-o necat tractorul. El o dovedit seară. Ei, și brigadierul o adunat atâta brigada să vadă ce-ți fac cu dânsul, să-l sudească mai scurt. Ei, s-a adunat tăți, începe brigadierul să povestească și-și cum, ce s-a întâmplat. Hai fiecare și în acazanii să-i dăie. Scoală o animală mare, zdravână. Și Ilușa, ce vrei tu să spui? Dați-mi voie să-i înhămura în bot. E, nu, așa-s de jos, e. Tu dacă îi dai una, îl umori și el e unicul specialist în brigadă. Da, așa-s de jos. Altă propoziție, și să-i mai faci unul, și pe deapt să-i dăm. Ridică altul mână. Dar eu propun că să-l dăm la miliție, lasă să-l închidă. E, nu, măi, că are, măi, 4 copii acasă, femeia, trebuie să-i hrănească, lasă cumva să predumâim noi altceva, așa este jos. Tot așa, scoală altul, propune nu știu ce. Ridică iară, ai zdravă mâna. Auziți? Ce? Dați-mi voie să-i înhăm 2 botloi cu căruța, că ei sunt 2 specialiști în brigadă. Într-o domnișoară tinerică în farmacie și întreabă vânzătoarea. Bună ziua, bună ziua. Spuneți vă rog, da tampoane cu aripioare aveți? Avem. Cât costă? 2,50 lei. Dați-mi eu o cutiuță. Îi dă o cutie, plătește, iese. Și aduce aminte, într-o răb din farmacie, spăriet cu niște ochi bânghiți. Auziți, ați uitat să-mi dați șepșorul și-al cu apă albastră. Un popă se întorce de la slujbă, de la biserică, noaptea târziu, merge pe stradă întuneric, când la o cotitură, 2 narcomani s-o lua de urma lui. A el, fuga.
Narcomanii de urma lui. Aici fuge de prăpădienii, scăpăra pământul, narcomanii după dânsul. Intră într-un podiest, narcomanii după dânsul. El sui sus pe creșă, n-avea unde, dar mă știe, la margine, narcomanii de urma lui. Popa își face un vânt și sare cu capul în jos la noul etaj. Narcomanii se dau jos la dânsul, îl întorc pe cu pischinare, când se uită unul și că e cu crușe la gâtul ei. S-a spus că e popă, dar tu nu, că e Batman, Batman. Îi sună un general la alt general. Bună ziua, bună ziua, cum sănătatea, tăt? Normal, tăt e bine, da, tăt frumos. Am așa o rugăminte. Trimite-mi, te rog, doi palcovnici la tine. Dar ce s-a întâmplat, ce vrei să faci? Da, dacă vreau să-mi mut divanul dintr-o cameră în alta. O femeie îi dăruiește lui Dizoa lui Barbatsu un motan. Un motan frumos, drept cam cu urechile mari, clăpăuc, cu band la gât, frumos, e rădat, bărbatul bucuros, ei, a pus o zi, două, la motanul și face. Lua și face treaba pe covor și face viteză de la ușă și șterge fundul de covor. Ei, mujicul vă, o zi, două, dar mă spăla cât spate el de terpie, dar să nu supere femeie, să-ți duci el la vecinul, băi, Gheorghe, ia ca așa, 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 am un drag de motan, îmi face treaba pe covor și încă naglă își ia viteză de la ușă și șterge fundul tot covorul de-a lung. Așa la voi, să-l duci de acasă, a să nu pădească pștea cineva și tot azi îi fac probleme. Să-l omori, a să-ți plângă femeie, da. Eu îți spun un spus-o, cum? Cum? Du-te și iei un val de nărdacică, de asta mare, și pune-l pe covor. A să fac treaba. Și când a să-l ușu el din nărdacică, și să roadă borta fundului și n-a să mai vrei să fac. Asta așa aș face. Stuce la magazin, caută nărdacică mărânță că nu găsești. Cumpără ce e mășcată. Ei, pune el, învălește covorul cu nărdacică, ies afară, vine peste două ceasuri, vine râzând la vecinsul. Asta se uită, și te râd, zăi, și ce s-a întâmplat, povestește. E, băi, să vezi ce-o pățit motanul, dar și? S-a făcut el treabă pe nărdacică și s-a luat viteză de la ușă. Și când s-a roz odată, s-a roz așa de tare că i-a rămas după urechile sub radiatorul. Se culcă omul cu femeia. Ei, mă rog, erau mai în vârstă, în jurul la 50. S-au culcat ei în pat și femeia o leacă ciupisă și hai să facă hâța-hâța cu bărbatul. Hai să stau lecuțică mai treaz. Ei, deu îi să facă, cărcă-mărcă, colo-ncoașe, moșneagului, nu-i să scoală. O șește, o cărnește, babalie l-a zădărit, ce-i cu tine, băi, și, băi, vai de capul tău, du-te de acasă, ei, hana cu tine. Moșneagul se duce dincolo. Baba așteaptă, așteaptă, nu vine și cu dânsul. Când pune urechea la ușă, dar moșneagul boșe. Seniorle, băi, seniorle, băi. Și chiar n-ai minte cu tătul, te-ai apucat de boșit ca o babă. Dar zis, ai cum nevastă să nu plâng, dacă ne-a născut odată și murim pe rând. Merge un moșneag pe lângă parlament, să uite el, să uite, să gândește, băi, cum să fac eu să intru să văd eu și fac așa acolo. S-au gândit el cât s-au gândit, să sui el încetșor, pe scări, ajunge paznicul, adică ahranicul, îi face observație moșului, dă-te dicea că n-ai drept să intri. Măi, te rog frumos, dă-mi voie la voie la viceu, că nu mai pot, altfel îl fac aici lângă tine. Ei, așa la încetșor, să uite, n-l vadă nimeni, moșul ia că intre acolo înăuntru. În partea dreaptă este o ușă micuță, acolo ai sânt și ai să faci nevoie. După ce ieși ieși repede, mai înțeles? Da. Moșneagul se face că intră în liceu și țuști, intră în sala acolo unde stăți parlamentari. Când deschide ușa, acolo sfadă, o gălăzie, care dornie cu cap masă, care se sfădie. El se uită în stânga, în dreapta, se aproche de un microfon, bate cu degetul microfon, se aude, gine. Băi, oameni buni, bă! Tot așa o liniște. Dar ce înseamnă asta, băi? Voi faceți dreptate sau și faceți voi ce? Legi faceți sau vă sfădiți, băi? Dar unul mai așa din deputați, mai zdravă, numai. Cine și boșorogul ăsta? Afară, afară cu el! Și? Voi sunteți parlamentari? Voi sunteți niște potlogari, băi?
Ia uitați așa și să mănați voi. Afară! Afară! Dacă afară, apă tare să-i îmbelești treaba. Și afară cu el! Nu afară! Aici, șamuia! Un moșneac s-a dus la piață să-și cumpere un cocoș. Vreau să pui o cloșcă și ouăle nu erau bune. Ei, s-a dus iar să cumpere un cocoș, s-a uitat la unul, la altul. Ei, scunteți, care 50, care 100, care 150? Ei, s-a dus el, avea el mai puțin bani la dânsul. S-a dus să-și cumpere unul mai ieftin. A un cocoș slăbănoc, vai de capul lui, cu 50 de lei. Mai bun. Păi dacă cocoșul ăsta calcă găinile, eu mă uit la dânsul ca mai vai de capul lui, mai, că cam a salcat și găinile pe dânsul. Ei, nu moșle, ui, nu te uita că-i slab, ei, e în hamă tăci chică. Ei, dar nu mă amăzești, nu moșle, aga-ți viața, să mă pomenești de ghine. Ei, bat pan, mai dă 50 de lei, e cocoșul în torbă, să duci moșneagul acasă. Pe drum tot se gândea moșneagul, ei, dacă mai călca și schileaba asta găinile, pe eu nu știu. Ei, dă drumul acol, cocoșul, este cior, calcă găinile. S-a prochi, calca doilea, a treilea, ei moșneagul văz că el s-a apucat de treabă, s-a dus o grad. Pe vă două ceasuri, vine moșneagul acolo, când se uită, cocoșul își de lac jos, moșneagul zic, eee, Petrușa, ți-a spus eu că de partea n-ai să ajungi, ai să înhăi până ai să-ți docnești. Dar cocoșul încet ușor deschide ochi, auzi moșneze, dacă spari și oroi și al de pe gard, te înhăm pe matale, întinde-o de aici, mă răbde. Merge un polițist pe lângă o stoiancă cu mașini. Merge acolo inomări și mașini rusești, columboase, voli și BMW-uri. Merge pe lângă un zaporoz. Se uită la zaporoz, dar zaporozul și-a face dată. Au! Dar polițistul, speriat, a fugit într-o parte și s-a suit pe gard. Dar zaporozul s-a suit la dânsul și zice, te-ai speriat, uite la mine că-s legat. Vine un vânător la alt vânător. Când se uită, în casă șede o chele de urs alb, așa mare, pe jos, cu capul, cu ochi, cu dinții aranjiți. Asta îl întreabă, tu l-ai vânat? Da, eu l-am pușcat. Și de câte ori l-ai pușcat? De 10 ori. Asta se pleacă, se uită, ridică chelea, băi, parcă n-are nici o bortă. Și capul eu nu am nimerit-o, zic, dar cum a murit? Și că a murit de râs, zic.